Sunt alte două perechi care au trei cutii împreună. Si, senora. Este momentul să mi le dați. De la mine, de la mine, că-i... Lasă, du, hai împreună, hai mă împreună, vină cu... Hai. Hai, hai. E mânuț, așa. Unde vrei să o punem? Păi uite, aici. Aici, lângă tine. Noi am mai cărat o... Cum să spun mare? Știi? Cum se numesc alea? Două coșciuge. E un moment tensionat, când s-au pus toate trei cutii acolo. Îți vezi plecarea acasă, ți-o vezi așa cum vine ușurel. Și eram convins că plecăm acasă, dar speranța era acolo în suflet. Nu aveam cum din două cufere să fie amândouă de aur. Și totuși, cine știe ce surpriză se poate întâmpla la final? S-au mai văzut chestii de genul ăsta? Pentru că Doina și Cătălin au două cutii, o să începem cu una de-a lor. Deschide prima cutia lui Scărlătescu. Noi, na, bineînțeles, sper să fie roșu ca să nu fie la tine după aia. Ați văzut, lăcățelele au niște puncte, în așa fel încât să nu vă mai țin foarte mult încercând toate cheile de pe masă. Așa că am pus puncte și pe cheile. Ok. A, nu, iar e aia cu punguța? Punguța cu doi bani. Hai, da, bine. Hai. Este auriu. Și îl vedem pe regele de aur. E de bine. Nu vă bucurați? Ba da! Mai e una aici. Deocamdată e bine. E foarte bine. Mai e una. În acest moment, orice cutie aș deschide, vom afla un rezultat. Da. Acum 50-50% șanse. A noastră? Hai să facem una-una? Pe care să o deschid? A noastră. A voastră? Da. Vreți să o deschid pe a noastră? Da. Suntem curioși și încărat. Suntem curioși. Suntem în punctul culminant al unei curse tensionate, ce implicat trei cutii misterioase. Una dintre ele ascunde un zeu neiertător. Cine îl va vedea, se va opri pe drumul aurului. Pentru ceilalți, America Express continuă în marea finală. Acum 50-50% șanse. Te rog frumos, până o desfaci pe următoarea, am un cadou pentru Cordea. Că săracul a suferit după șoric toată viața lui. Cicearone, mă! A urmat să se deschidă cufărul băieților și am zis că e momentul să-i fac cadou lui Cordea, pachetelul de cicearone, cumpărat o zi înainte. L-a găsit bine, l-a rugat pe unele să cumpere. Da, ce mi-am dat seama? Ce drăguț. Foarte ciudat. E un moment foarte dificil, pentru că în momentul în care se deschidea cuforul băieților, aflam toți care sunt finaliștii și care nu. A durat o eternitate momentul ăla, adică oameni, totul e în slow motion, adică nu e. Eu zâmbeam așa, dar pe interior eram... Bă, te trec toate emoțiile, adică vezi casa cum vine să apropie, așa... Nu joci finala, te încearcă un sentiment de la de regret, așa, și că... un pic mai era. Un picuț. Un picuț. Voiam să vă spun așa ceva foarte sincer. Faptul că vă aflați toate cele trei echipe aici, în fața mea, în seara asta, în Cartagena, nu m-a uimit. Nu? Nu. Mă așteptam la asta. Mă așteptam pentru că ați demonstrat de foarte multe ori cât sunteți de puternici, pentru că v-ați demonstrat ambiția de foarte multe ori, pentru că v-ați demonstrat rezistența de foarte multe ori și meritați pe deplin să vă aflați aici, acum. Și pentru că mereu ați fost printre primii. Și e doar meritul vostru. Iar eu am observat
din spatele pupitrului sau în paralel cu misiunile voastre, toate aceste lucruri și mă bucur să fiți aici în formula asta. Și noi. Să rămână, mulțumim. Felicitări vouă. Mulțumim. Mulțumim. Da, vouă. Dacă am venit atât de departe, nu vrei să pleci acasă. Mai o zi. Să o facem măcar și pe asta. Nu știu, câștigăm, nu câștigăm. Să o facem și să știm că am făcut tot drumul până la capăt. Ai făcut tot până la capăt, da. Irina, toți avem de învățat din ambiția și determinarea fetelor. Și din cele două butoane ale băieților, ori stealth, ori nos. Ori se ascundeau, ori fugeau tare de noi. A fost spectacol. Nu mă uit! Nu? Gata! Finală! Facem tot traseul! Facem tot! Cap-coadă! N-am crezut niciodată că putem să mergem de la cap la... Bă, tu, deci wow. Tu dai seama, deci început și prindem și sfârșit. Deci ai făcut... Incredibil. Bisericuța a triumfat, Scărlătescu! Bă, what? Ce what, mă? Bravo! Bă. Bravo, mă, bravo! Ce facem asta la voi? Era, lasă, că mâine stăm și noi cu voi. Na, ce să mai schimbi acum? Experiența asta nu poate decât să fie superbă, frumoasă. Chiar dacă finalul ăsta nu e cel mai drăguț, suntem o echipă și... la bine. Și la mai puțin bine, dar tot bine. Ne pară rău pentru Scărlă, ne pară rău pentru Doina. L-a luat în brațe. Bordea și Cortea, sunteți finaliști America Express sezonul 5! Ce v-am zis? Și acum a venit butonul de ăsta. Acum este acel buton. Felicitări, băieți! Mulțumim frumos! Mie mi s-a topit sufletul de bucurie, adică te simți mândru. Ai făcut tot ce ai putut și ești acolo. Dar te rog eu frumos, hai să-l vedem și pe ălălaltul cum arată. Sigur că da! Bă, baby, bă! Wow! Cea de-a treia cutie nu e niciun mister. Așa cum v-am spus, una dintre cutii... Ne-am îmbrăcat în roșu noi astăzi. Da. Conținea regele Cipcea roșu. Jesus. Dar Cătălin, dragul meu, șeful meu preferat, știi doar. Da. Arcul de triumf. Vidraru. Da. Șeful bucătarilor de pe Calea Lactee. Președintele bucătarilor din... toată Calea Lactee. Exact așa cum spui tu. Președintele, asta voiam să spun și eu. Dar m-am emoționat. Eu chiar n-au ajuns să ne fie foarte dragi. Toată cursa asta, tot concursul am stat unii lângă alții. Unii lângă alții. Noi cu Scărlă și Doina. Noi cu Scărlă și Doina. Noi ne imaginam că dacă ajungem în finală, să fim cu ei. Da. Pentru că am fost prea lipiți. O să mă certe bun, fiata. De ce să te certe, Bontea? Să-mi spune, băi, eu cu un an mai bătrân și am câștigat ce ai putut acolo. El nu cred că o să te certe, pentru că el știe ce înseamnă să ajungi până aici. Da. Și de cât efort este nevoie. Și a trăit lucruri la fel de dificile. El a participat în alt sezon. E greu să comparăm sezoanele între ele, pentru că fiecare sezon este surprinzător în felul lui și vine cu noi și cu noi provocări. Dacă aveau Andrele și ei, tu crezi că mai ajungeau? Doamne, bine serești. Punctat! Hai să afli mai multe despre aventura America Express. Poți să urmărești podcastito Express, care e o producție exclusivă Antena Play. Dar trebuie să te abonezi. Da. Dar e bine să te abonezi. Vamos a bailar, vamos a bailar.